are bijuterie, să vă pregătiți, colegii. Știu ce-mi doresc. Ați și găsit, da. Continuăm, a interpretat sute de roluri în teatru și televiziune și a primit zeci de premii. Una dintre marile doamne ale teatrului românesc, Ileana Stana Ionescu, va primi în această seară un premiu special care îi va omagea întreaga carieră, premiul Gopo. Și și-a făcut timp și pentru noi. Felicitări, doamnă, și din partea noastră. Haideți să vedem interviul. Lângă soțul ei, așa cum a stat întotdeauna, își amintește zâmbind Ileana Stana Ionescu. Ne-a povestit cum viața a ales-o pe ea, cum a primit toate provocările și cum s-a bucurat de tot ce a oferit, vorba ei, această existență. Vreau să spun că am avut un noroc nebun în această existență, pentru că eu am vrut inițial să fiu ziaristă. Dar asta nu s-a materializat și am devenit actriță datorită domnului Ionescu Andrei, soțul meu, care a venit la Reșița, unde eram atunci, cu un spectacol, Școala Femeilor, așa, unde interpreta principală a plecat din combinație și a trebuit să intre cineva. Și atunci directorul s-a gândit că ce-ar fi să intru eu. Pur și simplu. Lucru care pe mine m-a fascinat și n-aș putea să spun că m-a speriat, dar m-a pus pe o stare de emoție așa de creatoare și de favorabilă, cât am jucat și am jucat cu dragoste și bine și a fost, cum să spun, un pas făcut pe linia teatrului minunat, care a continuat toată viața mea, atâția mari de ani, că nici nu vreau să-i număr. Sunt peste 60 de ani de muncă, de trudă, de disciplină și, cel mai important, de pasiune. Tot ce s-a întâmplat a fost spre avantajul meu, fiindcă tot ce am câștigat în teatru nu puteam să câștig în niciun fel de direcție a existenței. Tot ce am lucrat a fost încununat de succes și am avut, cum să spun, numai satisfacții. Și totul a fost de la sine, a curs așa, fără niciun fel de... Nu mi-am dorit anume lucru ca să îl am. Venea fără să mă gândesc că ar trebui să fie al meu și venea la mine și uite așa. Și n-am avut nicio clipă de îndoială că lucrurile nu sunt cum trebuie făcute. Nu a refuzat niciun rol. A fost mereu pregătită, disciplinată, riguroasă în tot ce a făcut. Dar mai presus de toate, și-a iubit profesia. A fost mereu omul potrivit la locul potrivit. Spune că rolurile au ales-o pe ea, niciodată ea pe ele. Cam asta ar fi rețeta succesului. În această seară, la Gala Premiilor Gopo, Ileana Stana Ionescu va primi premiul pentru întreaga carieră. Premiul ăsta care îl primesc acum m-a derutat îngrozitor și bineînțeles că m-a bucurat foarte mult și sunt încântată că l-am primit. Dar acest premiu m-a dislocat total, pentru că socotesc că este cel mai mare cadou pe care am trebuit să-l primesc în viață și nu știu practic cui trebuie să-i mulțumesc în primul rând. Pune coroană de flori uriașe pe profesia pe care eu am prețuit-o atât de mult. Dacă ar fi să rezumați toată cariera dumneavoastră într-un cuvânt sau câteva cuvinte, cum ați spune că a fost? Minunată!